Sănătate, frate. Salutare, bună dimineața tuturor. Suntem la metrou în Piața Unirii, după care mergem la protest pentru cei din diaspora. Hristos a înviat tuturor. Gânduri bune. Sănătate, Marco. Ne-a făcut cineva probleme, nu? Mie mi-a făcut probleme somnul, că am venit târziu de la... de la Constanța. Suntem prezenți aici, suntem activi. Cei mai tari. Fiecare dimineață ne găsiți pe străzi, dacă pe prin televiziuni, prin presă nu încearcă, nu vor să ne bage, noi ieșim în stradă în fiecare zi și suntem prezenți și suntem alături de oameni. Salutare tuturor, suntem la Piața Unirii 2 cu viitorul primar al sectorului 4, cu domnul Ștefănescu și cu Lidia Vadim Tudor, candidata noastră la sectorul 5. Vadim se întoarce. Marconiță, sectorul 3, candidat. Noi nu trimitem oameni care să împartă hârtii electorale în locul nostru. Venim noi. Veniți și dorniți de schimbare. Protestul e în fața AEP. Cei care îngrădesc dreptul la vot al diasporei, dați și aprecieri. Suntem 10.400. Eu azi o să fiu la Alba și mâine la Mureș. Nu ne oprim, dar dimineața asta suntem ca în fiecare dimineață de când a început campania la metrou din București. Unirea face puterea. Așteptăm votul vostru și în Sicilia și acolo la Palermo și unde mai sunt secții de vot. Hai să ne grupăm. Domnul Ohaci, liderul consilierilor AUR în sectorul 2, omul care îi va da teroare lui Mihaiu. Vedeți că e o țeapă acolo. Niciun român nu trebuie să pună ștampila pe nepotul lui Ciolacu, pe un Rareș Hopincă, pe care personal o să mă ocup de el în această campanie. Să știe fiecare din această țară ce șpăgi a luat Rareș Hopincă la sectorul 5. Să știe care este gradul lui de rudenie cu Marcel Ciordacu. Cine suntem noi? AUR! Cine suntem noi? AUR! Cine suntem noi? AUR! Noi suntem AUR și în 2024 mergem la victorie. Vă zic tuturor bună dimineața. Hristos a înviat. Nu, după cum vezi, Ponta nu-i cu mine, nici Mickey Mouse, nici alți politicieni care au fost. Suntem oastea de AUR. Domnul Mihai Enache, expertul de la Primăria Capitalei, alegerea de AUR pentru 9 iunie, când veți primi 5 buletine de vot. 5 buletine de vot, trebuie să fim uniți ca degetele de la o mână. Unul singur, și pe ăsta de la mijloc l-avem pregătit pentru comasați, dar un deget singur sau două n-au putere. Dar când le strângem, dăm palma comasaților. Protestăm în fața AEP, mergem prin centru vechi, lângă Biserica Stavropoleos, acolo ne adunăm. Evreii să stea în treaba lor, noi suntem cu românii aici pe stradă, unde am fost întotdeauna. Bună ziua, domnilor! Sănătate! Candidezi la primăria Clinat în partea dumneavoastră. Da? Da. Doamne ajută, mă bucur. Mă bucur. Să-i susținem pe cei din diaspora care au doar o zi de vot. Disciplina, vă rugăm frumos! Doamne ajută! Forța Glina, cu dreptatea! În comunul la noi în Glina au fost foarte multe probleme. Au fost scoși consilierii de la noi de acolo. I-au dat afară, i-au amenințat pe unii dintre ei, unii au depus plângere la poliție, avem deja dosar penal făcut. Și continuă să sperie oamenii. Nu avem probleme. L-avem pe domnul George Simion lângă noi, nu ne este frică și cu lumea coruptă la pușcărie, fără niciun drept de apel. Vă rugăm frumos, nu vă mai fie frică de acești corupți. Vă rugăm frumos, interveniți, ieșiți pe stradă, votați cu dreptatea să fim un popor liber și democrat. Vă rugăm frumos, din suflet. Peste tot prin Ilfov sunt probleme cu clanurile mafiote.
Hubert Pandele, asta este mafia de la nivelul Ilfovului, cu toți reprezentanții săi, cu pistol de la Buftea, care nu ne-a lăsat să candidăm, că acolo este Republica lui Pistol. Și un apel la serviciile noastre de informații, SRI-ul în speță, nu mai susțineți pe domnul Tuma, că domnul Tuma așa spune, că are susținerea dumneavoastră, cum spunea și acel Iulian Dumitrescu, corupt de la Prahova. Nu mai susțineți hoții, pentru că lumea se va răscula mai devreme sau mai târziu. Sigur. Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Vrească, domnul jandar, o zi frumoasă. O zi aprimună. Ne-am legitimat. Suntem în centru vechi, mergem în fața autorității electorale permanente pentru a da cu partidul Comasat jos. Bravo, băieți! Bravo, așa trebuie. Voi sunteți viitor și noua putere. Voi sunteți. În scurt timp începem protestul pentru cei din diaspora, aici la autoritatea electorală permanentă. Am fost invitați la discuții cu domnul Tony Greblă. Nu știu ce ar fi de discutat, domnule președinte al AEP, atâta timp cât pe o înregistrare video din biroul dumneavoastră, la ultima discuție, ați garantat că diaspora va vota. E o singură zi de vot, nu avem vot prin corespondență, iar secții importante din Italia și alte state au fost anulate. Românii din acele comunități nu pot vota, iar doamna ministru de externe, doamna Luminița Odobescu, se laudă cu un număr record de secții. Este o minciună, este o manipulare. Sunt mai multe secții decât la alegerile europarlamentare de data trecută, nu decât la alegerile parlamentare și prezidențiale. Îl așteptăm pe domnul Greblă aici, în fața presei, să spună ce-s cu minciunile Luminiței Odobescu, cum are de gând să strângă mai mult de 200.000 de voturi, pentru că noi am calculat pe minut și nu este posibil, nu vor putea vota mai mult de 200.000 de români în diaspora pe 9 iunie. Nu faceți mizeria asta, domnul Greblă, opriți furtul votului românilor din diaspora. Lăsați și opoziția în aceste alegeri să aibă o voce. Aceste alegeri comasate s-au făcut de frica AUR și de frica votului românilor. S-au făcut pentru ca primarii lor obedienți să pună presiune, să intimideze oamenii, cum l-ați auzit mai devreme pe candidatul nostru din comuna Glina, județul Ilfov. Și atunci autoritatea electorală permanentă, care trebuie să fie neutră, nu prieten cu Marcel Ciolacu, nu cu Marian Neacșu, nu cu Dan Voiculescu, domnul Greblă. Vorbiți cu ei, dar nu încălcați legea, cum ați încălcat-o și la primăria sectorului 5 și în alte părți. Domnul Greblă, dumneavoastră ați fost prefect, ați fost judecător la Curtea Constituțională. Știți că veți fi trași la răspundere. Domnul Ciolacu, astăzi sunteți pe cai mari. Pe 10 iunie v-au pregătit deja valiza și mergeți după Dragnea, că și Dragnea s-a dus tot în 2019 la alegerile europarlamentare. Vedeți că aveți multe probleme, domnul Ciolacu, încetați bătaia asta de joc asupra votului românilor. Nu era destul că ați făcut alegeri comasate, ilegale, că ați călcat în picioare legile electorale și Constituția țării? Acum vă bate joc și de cei 6 milioane de români care puteau să voteze în diaspora. Vor vota 200.000. E o cifră normală, domnule Marcel Ciordacu. Se termină cu ciordelile voastre, se termină cu manevrele voastre. Și moldovenii, și muntenii, și ardelenii vă vor sancționa la vot. Rușine! 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 Rușine, Greblă! Rușine! 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 Rușine, Ciolacu! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Iohannis, când votau românii din diaspora cu tine, era bine, Iohannis!
apărarea altor state, Iohannis, îți pasă de ucrainieni, îți pasă de americani, îți pasă de germani, îți pasă de evrei, Iohannis, dar de românii ăștia nu-ți pasă, pentru că tu nu ești român, Iohannis, și votul din diaspora nu-l aperi, Iohannis. Ești cea mai mare tragedie pe capul acestui amărât popor, Klaus Iohannis. Ești tata lor, Iohannis, ești tata PSD-ului și PNL-ului, ești tata regimului Comasat, ești cea mai mare bătaie de joc asupra votului românilor. PSD și PNL, aceeași mizerie! PSD și PNL, aceeași mizerie! La primăria municipiului Constanța și la președinția Consiliului Județean. Înțeleg că astăzi a fost prezent aici și premierul României, domnul Marcel Ciolacu, așa că aș vrea să încep și eu în stilul domnului Ciolacu. Onorată instanță, la portofelul de turism, domnul Mohamad Murat, viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța. Lăsând glumele la o parte și această sinistră apariție la postul de premier a țării. Credeam că după doamna Dăncilă nu poate să vină ceva mai rău. Iată că a venit un om care nu cunoaște istorie, nu cunoaște geografie, nu știm dacă și-a luat bacul, confundă, a zis azi că va dezvolta relații economice aici la Constanța cu țări din Caucazul de Sud. Nu știm care sunt țările, nu știm dacă se gândea la Armenia, nu știm dacă se gândea la Georgia sau posibil Iran, că atât îl duce mintea pe domnul Marcel Ciolacu și ar face orice ca să-și păstreze funcția, să-și păstreze privilegiile, să păstreze această caracatiță pe care a dezvoltat-o la nivel național, face parte din ea, este din vestita oaste de revoluționari care în 1989 a făcut posibilă schimbarea de regim acolo la Buzău și în toată țara. Ei l-au omorât pe Ceaușescu și au preluat ei puterea și au închinat țara altora și vin astăzi să vorbească despre portul Constanța, care este și el închinat altora. Românii nu au ce căuta în portul Constanța, au alții prioritate acolo. Și-a vorbit la Constanța, care ar fi trebuit să fie plămânul economic al țării și care ar fi trebuit să genereze prosperitate pentru voi, constanțenii, la fel ca și litoralul românesc, atât cât a rămas el mic, într-o țară mică, condusă de oameni slabi. A vorbit despre importurile pe care le facem din Turcia. Importăm alimente de multe ori cu EUD, de multe ori neconforme. Roșii, de exemplu, aducem din Turcia. Știți despre care roșii vorbim? Cele care nu au gust.
92 de milioane de euro au dat românii pe schimburile comerciale cu Turcia numai în zona asta de tomate. Nu este corect, nu este logic, nu este normal. Și m-a făcut să-mi amintesc de un alt ministru, era la economie, nu știu, nu cred că era Burduja, cel care a furat banii românilor la Banco Rex și acum conduce energia. Nu, ăla era Hoțu Virgil Popescu la energie. Fiul lui Burduja, care a furat banii de la Banco Rex, este ministrul energiei, dar nu era un ministru al economiei. Nu era Burduja, era tot un fiu al cuiva, fiul lui Năsui, alt securist. În timpul pandemiei, când noi eram închiși în case, când ne puneau porniță, mai aveau puțin să ne pună și lesă, când ne închidau bisericile, când ne vaccinau cu forța, acest Năsui era în Grecia și negocia cu ministrul turismului din Grecia cum să facă să ducă turiștii români pe litoralul grecesc. Nu cred că v-a prins foarte bine vouă, constanțenilor. Nu cred că vă prinde foarte bine vouă, constanțenilor, felul în care românii din toată țara, în loc să vină pe litoralul românesc, cum veneau înainte polonezi, nemți, suedezi, acum merg românii noștri în Turcia, merg în Grecia, merg în Bulgaria, de parcă nu e același litoral acolo. Suntem conduși de copiii comuniștilor, suntem conduși de copiii securiștilor, suntem conduși de cei care l-au omorât pe Ceaușescu, ne-au omorât toată economia, ne-au omorât industria, ne-au omorât agricultura, ne-au omorât turismul și n-au lăsat nimic în loc. Am văzut mai devreme pe Mihai Viteazu, dar nu se compară nicio epocă din istoria românilor la nivel de dezastre cu acești 34 de ani. Ne conduc ei sau fiilor. Și tocmai de aceea, de la zero, am pornit o mișcare de renaștere națională și o mișcare românească care se lupte pentru România. Și tocmai de aceea sunt astăzi în fața voastră și cu mândrie am venit să-i susțin pe candidații AUR la alegerile din 9 iunie. Astăzi este Ziua Internațională a Familiei. Ceva ce domnii Ciucă și Ciolacu amintesc în discursurile lor, dar nu apără, din păcate. Este din ce în ce mai greu să fii părinte în România. Am întrebat-o pe soția mea câte scutece schimbă în fiecare zi. 6-8, iubitule. Și cât costă? 30-40 de lei. Numai copii să nu faci în vremurile astea, când scutecele costă 30-40 de lei pe zi. Și numai copii să nu ai în anii aceștia în care forțe bolnave vor să ne schimbe modul de viață, vor să ne influențeze copiii și încearcă să spună copiilor noștri la vârste fragede că este în regulă să-ți faci o schimbare de sex și că nu e bine și nu e corect politic să spui mamă și tată, ci termenii potriviți ar fi părinte 1 și părinte 2. Îi urez succes candidatului nostru la primăria Constanța, un om care are 4 copii, să străiască Ovidiu Cursa. Un om realizat profesional și un om căruia nu-i mai trebuie nimic. Nu copii, ne trebuie nouă tuturor și ne trebuie ca țară. Nu mai trebuie, din punct de vedere profesional, nimic. Este un om realizat, este un om respectat, este un om care a reprezentat România la cel mai înalt nivel și a condus navigația europeană
și este un om care se poate lupta pentru Constanței, pentru antreprenorii de aici și care nu o să vină să le pună taraba în cap sau nu o să vină să le închidă magazinele. Este un om care a fost înlăturat de mafia politică locală, de domnul Stroie, care înțeleg că nu mai e la Raja și nu mai e gras, e slab, dar tot el stă la butoane și la fel ca în 2020 și în 2024 pregătește un mare blat politic. Ovidiu Cupșa a încurcat blaturile politice de aici, din Constanța, și sunt tare bucuros că pot oferi unor astfel de oameni o platformă politică pe care să candideze și pe care să îi reprezinte pe cetățeni. Și la fel de bucuros sunt că nu cunosc niciun alt candidat la președinția Consiliului Județean decât pe candidatul AUR, domnul Mohamad Murad. Omul acesta a ridicat din bube, mucegaiuri și noroaie un simbol și o bijuterie a turismului românesc în Neptun Olimp. Omul acesta a făcut în viață tot ce s-a putut pentru el, pentru familia lui. E un om realizat. E un om care nu-și mai dorește nimic altceva decât să servească comunitatea și să servească țara care l-a primit, l-a adoptat și a acordat atâtea șanse în ultimii 45 de ani. E un om care poate da înapoi României strălucirea pierdută și poate da înapoi constanțenilor și tuturor românilor litoralul lor. Nu este normal ca sezonul pe litoral să dureze 2 luni. Îți trebuie creativitate, îți trebuie multă energie, îți trebuie idei ca să aduci bani la Constanța și în toate stațiunile timp de 5-6 luni pe an. Birocrații ăștia, care sunt din ce în ce mai mulți și nu se pricep decât să dea amenzi și să închidă afaceri, nu o pot face. Ați văzut ce a făcut amiralul cu șleacta, Stroie cu șleacta, Ciolacu cu șleacta. Este timpul să vă dați vouă o șansă. Este timpul pentru alegerea de AUR pentru Constanța. Este timpul. Este timpul să puneți ștampila pe singurul candidat pe care îl cunoașteți pentru șefia Consiliului Județean. Restul sunt niște iluștri necunoscuți, sunt niște oameni care n-au demonstrat în viața personală, în viața profesională, sunt niște oameni care nu s-au remarcat cu nimic și sunt niște oameni care în momentul în care ies pe stradă nu sunt cunoscuți. Am fost alături de Ovidiu Cupșa, am fost alături de Mohamad Murad. Lumea îi oprește pe stradă și le strânge mâna. Comparați asta cu ceilalți candidați. Nu-i știe nimeni. Nu vreau să mai fac glume cu grași și cu grase, că mă dă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cel mai corupt politician din Constanța, păpușarul de pe scena politică de aici, dar e timpul să spunem adevărul. Vrem să oferim în această campanie speranță românilor și speranță constanțenilor. De aceea noi l-am ales să ne reprezinte și să ofere un viitor Constanței, litoralului și României pe domnul Mohamad Murad. Aveți încredere în voi. Aveți 5 buletine de vot, puneți-le cu încredere, la fel cum am eu încredere în candidații noștri și în programul lor de guvernare, pe AUR. 5 buletine de vot, 5 ștampile pentru AUR, pentru a da o palmă comasaților. Dumnezeu!